Dragi prieteni, o nouă zi de miercuri începe lecția de sport și, cum îmi place mie să spun, lecția de viață. Alături de noi este Mihai Covaliu, campion olimpic și președintele COSR. Vă salut și, în primul rând, vă mulțumim pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În sfârșit, s-au aliniat și planetele. Sunteți la birou, observ. Da, așa este. Cum le zic tuturor invitaților, începem așa de jos, cu o ușoară încălzire, pentru că e lecția de sport și de viață și dorim să vă aflăm povestea din spatele medaliilor, tuturor concursurilor, ce făcea Mihai Covaliu, nu știu, la 7, 8, 10, 15 ani. Da, dacă e să dăm timpul înapoi, făceam multe lucruri adecvate vârstei, da? Adică nimic special față de ce făceau copiii atunci, pe vremurile acelea, la vârsta de 7, 8, 9, 10 ani, așa cum a spus dumneavoastră. Cum să spun, în afară de școală, da, care era activitatea principală, exista acest timp liber pe care îl petreceam afară. Îl petreceam în spatele blocului, îl petreceam cu prietenii seara, târziu cu colegii, foarte mult timp petrecut în aer liber, indiferent că era primăvară sau vară, indiferent că era toamnă sau iarnă, pentru că acolo la Brașov ne puteam bucura de minunăția fiecărui anotimp. Și sunt convins că așa era peste tot. Dar comparând puțin sau uitându-ne puțin la ceea ce se întâmplă astăzi cu ceea ce se întâmpla în trecut, lucrurile s-au schimbat puțin și eu am și doi copii, am un băiat și o fată, băiatul 16, fata 14 ani. Să trăiască! Mulțumesc la fel dacă e cazul. E cazul. Aici v-am bătut, eu am trei copii. Felicitări. Mulțumim frumos. Vă ajută să vă trăiască. Mulțumim. Și mi-ar fi plăcut să aibă puțin mai mult din copilăria pe care am avut-o eu atunci, pentru că, așa cum spunea cineva foarte înțelept, spunea ceva de genul vis-a-vis de copilărie, da? Copilăria e darul pe care viața ni-l oferă pentru tot ceea ce va urma. În cazul meu, cel puțin, această declarație se potrivește foarte, foarte bine, pentru că am avut o copilărie minunată în care de la fotbalul pe Maidan, celebru fotbal pe Maidan, care îl jucam în spatele blocului, pe stradă, în curtea școlii, într-un cadru oficial sau neoficial, la acele dueluri cu săbii confecționate din trunchiul de brad care se arunca după Crăciun afară, datul cu Sania în sezonul de iarnă, patinaj, tenis de masă în spatele blocului, concursurile de atletism de la școală, o perioadă în care am făcut fotbal la FCM Brașov, la grupa de pitici. După aceea perioada, începând cu clasa a treia, în care am început scrima la Clubul Sportiv Tractorul, lucruri de care mi-aduc aminte cu plăcere și care se întâmplau într-un oraș foarte, foarte frumos, așa cum îl consider eu, așa cum consider eu orașul Brașov. Este un oraș chiar frumos, mi-a plăcut tare mult, am fost de vreo 3 ori, cred că, și urmează în vara asta. Așa cum este și Clujul, e adevărat că și Clujul îmi place foarte, foarte mult și ori de câte ori am ocazia să merg la Cluj sau se organizează o competiție la Cluj-Napoca, sunt acolo în funcție de programul pe care l-am cu mare, mare plăcere. Cum ați ajuns la scrimă? Cum a început această poveste? Așa cum începeau toate poveștile sau majoritatea poveștilor din acea vreme, în urma unei întâlniri cu antrenorii secției de scrimă de la un club, era Clubul Sportiv
Tractorul Brașov, au venit la o oră de educație fizică și sport și au prezentat sportul, au prezentat scrima tocmai în ideea de a face selecții. Deci selecția se făcea la școală, antrenorii veneau, spuneau câte ceva despre sportul respectiv, dădeau câteva exemple. A fost o, mi-aduc aminte cu plăcere, la începutul acestei întâlniri, antrenorii ne vorbeau despre scrimă. Și ne spuneau că scrima este un sport foarte frumos, că este un sport atractiv, atât pentru fete, cât și pentru băieți, că dezvoltă foarte multe calități, dar nimeni nu știa ce înseamnă scrimă. Și probabil ne-au văzut pe noi așa nedumeriți, așa un pic ne uitam unii la ceilalți și ne-au întrebat cine știe ce aia scrimă. Și nimeni n-a ridicat mâna din clasă să spună ce aia scrimă. Și-au dat seama și, bineînțeles, după aceea, în câteva cuvinte, ne-au vorbit despre mușchetari, despre duel, despre D'Artagnan, despre prinți, prințese și despre cât de frumos este să fii cavaler și să poți să ții o sabie, o spadă în mână și să te duelezi. A doua zi, la ora pe care ne-au spus-o, vreau să vă spun că din școala generală numărul 19, din clasele a treia, peste 90% din copii erau la Clubul Tractorul să facă scrimă. Cu trecerea anilor, din toți acei copii, am rămas singur și am avut cariera pe care am avut-o și pe care o cunoașteți. Câteva momente trebuie să ne spuneți, mai ales povestea de la Sydney cu medalia. Cum, nu știu, când erați de 15-16 ani, care a fost obiectivul? Pentru că mergeați constant la antrenamente și, desigur, ca orice viitor sportiv de performanță, cred că aveați, nu? Domnule, aș vrea să mă văd cu medalia aia de gât, aș vrea totuși ceva o cupă sau nu neapărat? Nu, deci era, nu? Nu m-am gândit. Nu m-am serios? Gândit. Cum așa? Eu cred că fiecare copil, poate acum în zilele de astăzi părinții să-i ducă pe copii la sport și să le spună că trebuie să devină campion, să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice. Atunci nu era așa. Atunci lucrurile se petreceau natural. Lucrurile se petreceau mai mult pentru a învăța un sport, pentru a te dezvolta, pentru a te integra într-o echipă, pentru a face mișcare, pentru a crea acel spirit de a te întrece cu ceilalți colegi. Asta cred că trebuie să rămână ca bază de început și este foarte, foarte important, mai ales astăzi când și părinții, dar și antrenorii, încearcă puțin să-i forțeze pe copii să devină campion de mici. Dacă se poate să devină campion din prima lună sau din primul an după ce au practicat acel sport, ar fi fantastic. Lucrurile trebuie privite puțin din altă perspectivă, și anume din perspectiva de a obține beneficiile pe care sportul le are pe termen lung, da, pe termen lung, atât pentru sănătate, cât și pentru dezvoltarea personală. Și aici vorbim de respect, vorbim de a fi obișnuit să lucrezi într-o echipă, de a funcționa după un program foarte bine stabilit, de a învăța să respecti regulile, de a deveni competitiv în ceea ce faci, de a îți dezvolta această calitate de a intra într-o competiție și de a reuși să urci în clasament și să fii din ce în ce mai bun și până la urmă de a lucra tu cu tine pentru a deveni tu ca persoană și ca atlet, ca sportiv, din ce în ce mai performant. Cred că sunt lucruri care ne ajută, nu numai în sport, ci și după ce
termine această carieră sportivă pentru tot restul vieții. Dacă vom privi așa lucrurile și părinții și antrenorii vor avea răbdare cu copiii lor să crească sănătos, să aibă această înțelepciune și această cunoștință că fiecare copil e unic, fiecare sportiv are nivelul lui de dezvoltare. Unii înțeleg lucrurile mai devreme, alții mai târziu. Sunt diferite faze de dezvoltare ale unui sportiv și fiecare fază are beneficiile ei. Așa că ajungând să vedem lucrurile în acest fel, sunt absolut convins că mai devreme sau mai târziu vor apărea și performanțele. Ați răspuns și vis-a-vis de medalia de la Sydney, a fost primul meu concurs de nivel internațional pe care l-am câștigat. Am mai urcat pe podiumuri până atunci la diferite competiții naționale și internaționale, dar niciodată nu am câștigat o astfel de competiție. Inclusiv până la nivelul de juniori, până la 18 ani, eu nu am reușit să câștig campionatul național al României. Da? Deci am fost tot timpul locul 2, locul 3 în finala, în primii 8 și nu am reușit. E adevărat că după aceea la seniori multă vreme am fost pe locul 1 și în campionatul național și în Cupa României și de câteva ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului internațional la cele mai importante competiții. Pentru că ați avut răbdare, ați muncit, am avut vreo 3-4 întrebări, cred că am avut pregătite cu chestiunile acestea, cu disciplina, cu răbdarea, pentru că foarte bine ați punctat, ați accentuat și subliniat chestiunile legate de răbdarea părinților. Eu lucrez cu vârstele mici, cu copiii mici și de la vârsta aceea încep micul mare campion, te vreau acolo și este o presiune nepotrivită pentru un copil de 9-10 ani și atunci totul se poate rupe și probabil de aia nu mai avem noi atât de mulți sportivi de performanță. Acum lăsăm puțin medaliile și pretențiile, dar nu mai stăm bine. De ce? Intră sportul în operație? Ce se întâmplă? Ne puteți spune din punctul de vedere, acum trecem de la sportivul Mihai Covaliu la președintele CSR-ului Mihai Covaliu. Știm că sportul de performanță are un moment, da, în care te poți numi sportiv de performanță în momentul în care tu iei această decizie. Tu ca și sportiv, în sensul că îți dorești să câștigi următorul concurs, îți dorești să intri în echipa națională, îți dorești să câștigi o medalie la un campionat european sau un campionat mondial. E, lucrul acesta trebuie să vină oarecum natural, să nu fie forțat, așa cum spuneam. Din cauza aceasta, unii copii, unii sportivi, întâmpină greutăți în pregătire și renunță. Nu toată lumea, să ne înțelegem foarte clar, nu toată lumea trebuie să devină sportiv de performanță. Nu toată lumea trebuie să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice, pentru că nu toți suntem la fel. Nu toți suntem egali. Ajunge să facă sport de performanță acel sportiv, acea persoană care vrea să facă sacrificii, care își dorește să pună ceva în plus în nume personal, care începe să studieze, care începe să acorde atenție mai mare pentru ceea ce face și pentru obiectivul pe care și-l propune. Și încă un aspect foarte important, sportul de performanță înseamnă puțin, nu vreau să-i spun durere fizică, dar înseamnă ceva de genul trecerea din confortul fizic. Da? În momentul în care antrenamentele se intensifică, în momentul în care îți dorești să îți depășești limitele,
apare acea durere fizică. Această durere fizică trebuie antrenată, trebuie înțeleasă. Pentru asta ai nevoie de un stadiu superior de dezvoltare, atât intelectual, cât și fizic. De aceea, mulți, așa cum am spus, mulți copii renunță foarte devreme pentru că ajung prea devreme, nepregătiți, la acest prag, pe care ori nu-l înțeleg, ori nu sunt pregătiți și cel mai ușor este să renunți. De aceea spuneam de răbdarea părinților, de înțelepciunea și de răbdarea antrenorilor, pentru că un sportiv de performanță se construiește. Să construiești ceva de durată, ceva foarte puternic, de un înalt nivel calitativ, ai nevoie de timp. Nu poți să ajungi la performanță sărind anumite etape. Nu mai vin copii. Copiii vin la sport, să știți. Copiii vin la sport. Dar, așa cum am spus, sunt unele aspecte care și unele perioade de dezvoltare care ori sunt grăbite, ori se sare peste ele, antrenorii își doresc pentru a demonstra părinților că fiecare copil, că copilul lor este cel mai bun, că este campion, că este deja ajuns să fie foarte bun, îi forțează puțin. Nu aceasta este calea, hai să spunem, naturală, da? Pentru acest lucru, o mult mai mare atenție ar trebui acordată sportului de masă și dezvoltării pe termen mediu și lung a copilului care ulterior va deveni un adolescent și un tânăr sportiv care la un moment dat va alege sport de performanță sau va alege un alt domeniu. Dar acest punct trebuie, în acest punct, copilul, tânărul, trebuie să ia decizii. Multă lume se plânge de condiții, că nu sunt condiții, nu avem săli suficiente, bazine. Oare asta este cea mai mare problemă a sportului românesc sau ne plângem noi așa? Într-adevăr, sunt orașe care chiar nu au, poate au sportivi, ar avea de unde, dar nu sunt condițiile necesare. Ce putem face? Sau, exact cum ați spus, cu sportul de masă, cum putem să aducem cât mai mulți copii să numărăm medalii? De ce nu? Pentru că România a fost obișnuită în decursul anilor și nu vorbim doar de scrimă, canotaj, gimnastică. Hai să vedem ce facem și cu sporturile de echipă. De ce să nu aducem medalii și acolo? Olimpice mă refer. Aici este o discuție mult lungă, mai profundă. Într-adevăr, profund. Aveți foarte mare dreptate, dar pe scurt, cum vedeți? Așa, înainte, comparăm, da, cele două perioade, da, în care România avea medalii și câștiga, și aici vorbim de anii 90, anii 2000 și înainte de 90, în care sportul era tratat ca și o prioritate de stat. Da? Era printre prioritățile pe care România le avea. După 2000 încoace, sportul încet, încet a trecut spre coada priorităților din diferite motive. Nu discutăm aici aceste motive. E clar că cea mai mare sunt două. Hai să spunem trei, da? Ca să facem așa un podium al necesităților sau al cazuisticii vis-a-vis de sport. O cauză foarte importantă este aceea a know-how-ului din sistem. Și ce vreau să spun aici? Know-how-ul din sistem este reprezentat în mare măsură de cei care antrenează. Începând cu cei care fac selecție, cei care fac primii pași cu copiii, cei care îi inițiază pe copii, după aceea cei care îi formează, după aceea cei care îi ajută să se perfecționeze, îi îndrumă spre fazele superioare ale dezvoltării. Deci noi am pierdut după anii 2000 și înainte de Revoluție, foarte mulți
oameni care aveau cunoștințe foarte bune în sport. Cei care au venit după aceea și după anii 2000, cu câteva excepții, sunt antrenori foarte tineri, îi știm, îi monitorizăm, care au aceste cunoștințe, dar marea majoritate nu a reușit să țină pasul cu ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume. Aici este una dintre cele mai mari probleme din România. Nu știu dacă e a doua sau a treia, dar o altă mare problemă este cea legată, așa cum bine ați spus, de infrastructură. Sunt discipline care, hai să spunem că infrastructura joacă un rol foarte important. Dar sunt discipline în care pentru inițiere avem acea infrastructură, e adevărat, cam învechită, dar totuși există, se poate începe acest proces de pregătire cu ceea ce avem. Nu este suficient, e clar uzată moral această infrastructură sportivă. La fel, iară, vorbim și de excepții, da? Știm la Cluj ce se întâmplă. Sunt alte orașe care au investit în infrastructura sportivă atât pentru sportul de masă, cât și pentru sportul de performanță. Dar, repet, fără de la un anumit nivel, fără o infrastructură adecvată pentru a face sport, există pericolul de accidentare, există pericolul de a nu te dezvolta într-un cadru armonios, într-un loc în care să-ți facă plăcere să vii și să faci sport. Iar cele două puncte pe care vi le-am expus aici au o legătură foarte directă cu un al treilea, și anume finanțarea sportului. Sportul, mai ales cel de performanță, în ultima perioadă, în ultimii ani, datorită metodelor care au apărut și datorită materialelor folosite și datorită cercetării și datorită rezultatelor pe care le-au obținut unii antrenori, vorbeați de sporturile de echipă, da? În sporturile de echipă, dacă nu aduci un antrenor pe care piața l-a evaluat, deci este vorba de acea cotă de piață, da? Vorbim, exemplu foarte clar este cel al fotbaliștilor care au o anumită cotă de piață. Dacă tu nu poți plăti acel specialist care are acea cotă de piață pe care nu tu o fixezi, asta este cota internațională la care acel om este evaluat, trebuie să investești într-un specialist care nu este la cel mai înalt nivel, și atunci și rezultatele pe care le aștepți sau pe care ți le propui, știu eu, medalii la Jocurile Olimpice sau titluri mondiale, este mult, mult mai greu să ajungi la ele. Este logic, este clar. Finanțarea trebuie să fie una adecvată și dacă putem ajunge la finanțare, putem pleca de la finanțare. Deci sunt trei mari, hai să le spunem, trei mari subiecte care sunt la ora actuală, iar Trebuie să apăsăm puțin pedala de accelerație. Foarte, foarte puțin mai avem din podcastul nostru, lecția de sport. Am înțeles. Și totul s-ar rezuma la importanța pe care statul, pe care guvernul o acordă sportului. Deci sportul să reintre între prioritățile țării în care noi trăim. La mișcare înainte, ce să mai spunem. Mihai Covaliu, așa de final, 10 secunde, un mesaj pentru copii, pentru tinerii sportivi și viitorii sportivi și campioni, de ce nu, ai României. Să facă sport cu toată inima, sportul are multiple beneficii, da? Și nu numai acum, când suntem tineri, când suntem mici. Sportul are o durată de viață și îți asigură o durată de viață de la primii ani până la vârstele cele mai înaintate. În Japonia, țară care locuitorii ei sunt considerați unii dintre cei mai longevivi, speranța de viață este una foarte, foarte mare,
În fiecare dimineață, la 6 dimineața, un post de radio transmite 5 minute de mișcare, 5 minute de înviorare. Și în România, cred că dacă atunci când te trezești faci 5 minute de înviorare, îți va da în primul și în primul rând o stare de bine, care este extraordinar de importantă în zilele noastre, și după aceea te ajută să alegi o cale prin care să faci un anumit tip de mișcare. Da, minute deci de mișcare. Minute de mișcare susține acest podcast sportiv, Asociația Minute de Mișcare. Mulțumim tare mult, Mihai Covaliu, pentru aceste cuvinte atât de bune, de profunde și de luat în seamă. Trebuie să ne ascultăm, campionii, pentru că în acest podcast doar asemenea oameni au loc, campioni ai României, oameni harnici, oameni care au muncit și au lăsat ceva în urmă. Gânduri bune de la Cluj, proiecte cât mai multe, de la mici până la cei mai mari și, bineînțeles, rezultate pe măsură. Venim la Sports Festival acum, suntem prezenți acolo. Da, vă așteptăm cu drag. Mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Punem punct podcastului sportiv Lecția de Viață, Lecția de Sport. Eu sunt Adrian Muntean, ne revedem și ne reauzim și săptămâna viitoare. Toate bune!